Preasfințitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeșului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Necropolă a Eparhiei. La final, preasfinția s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii Sfântului Locaș trecuți la Domnul, precum și pentru ierarhii înmormântați aici. Se cuvenea ca la sărbătoarea tăierii capului Sfântul Ioan Botezătorul, 29 august, să slujim Dumnezeiasca liturghie aici, în Biserica Necropolă a Episcopiei noastre, o biserică ocrotită de Sfântul Ioan Botezătorul, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. La începutul lunii, mai precis la 1 august, l-am reînhumat în această biserică necropolă pe episcopul Caransebeșului Veniamin Nistor. După 70 de ani s-a întors acasă episcopul venea și iată s-a întâlnit în duh cu ceilalți episcopi ai Caransebeșului care își dorm somnul de veci în biserica Sfântul Ioan Botezătorul și în cimitirul din jurul acestei biserici. Astăzi, la finalul Sfintei Liturghii, am săvârșit și o slujbă de pomenire pentru episcopii Caransebeșului, în mod special pentru Venia Ministor, cel care a fost trimis cu domiciliul forțat de regimul comunist la Alba Iulia, în februarie 1949, a trecut la cele veșnice în 1963, fiind înmormântat tot la Alba Iulia, în cimitirul schitului Sfântul Ioan Botezătorul și iată, în vara acestui an, în centenarul bănățean, Episcopul Veniamin Nistor s-a întors acasă lângă episcopul Ioan Popasu, lângă episcopul Nicolae Popeia, lângă episcopul Emilian Birdaș. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă, pentru această zi petrecută în rugăciune și meditație aici în biserica necropolă a episcopiei noastre și îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să o crotească pe mai departe această parohie, această biserică și pe toți credincioșii și ctitorii acestei parohii, pentru că observăm această biserică se înnoiește și se înfrumusețează, așteptând, nu peste multă vreme, pogorârea Harului Sfântului Duh la o nouă slujire, la o nouă sfințire. Vizita ierarhului în parohie este întotdeauna în prilej de întărire duhovnicească și de bucurie. Biserica noastră este închinată Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, și, de asemenea, această biserică joacă și a jucat un rol important în istoria episcopiei Caransebeșului. Este necropola episcopiei Caransebeșului, aici, în biserică și în cimitirul din jurul bisericii, fiind îngropați foarte multe personalități ale Caransebeșului și mulți din episcopii care au păstorit episcopia aceasta. Parohia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș derulează mai multe proiecte sociale pentru copii și bătrâni. Biserica parohială a fost ridicată în perioada 1770-1780 și sfințită în data de 11 mai 1781.